Federația Română de Fotbal a stabilit luni programul meciurilor din turul al doilea al Cupei României, ediția 2012-2013. În această fază a competiției, în care vor intra în cursă și formațiile de Liga a 3-a, județul Suceava are două reprezentante, Sporting și Foresta Mălin, grupare care a trecut fără luptă de turul inaugural, profitând de neprezentarea bistrițenilor de la Voința Livezile. Conform împerechierii pe criterii geografice efectuate de FRF, Sporting Suceava se va confrunta în turul al doilea al Cupei României cu gruparea de Liga 4-a Voința Lechința, partida urmând să se dispute pe data de 1 august cu începere de la ora 17:30 într-o singură manșă pe terenul formației din județul Bistrița Năsăud. Este un joc pe care dorim fără discuție să-l câștigăm, chiar dacă până în acest moment nu s-a luat în discuție vreun obiectiv de performanță pentru sezonul viitor. Deocamdată așteptăm să vedem dacă se va concretiza sau nu fuziunea cu Rapid CFR, a declarat antrenorul celor de la Sporting, Claudiu Sevaciuc. În aceeași zi, Foresta Mălin va primi pe teren propriu replica grupării Cetatea Târgu Neamț. Știu că la Târgu Neamț sunt ceva probleme, așa că avem o șansă bună să ne calificăm în turul următor, a precizat Andrei Aileni, tehnicianul Forestei Mălin.